Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție de iSport. Vorbim astăzi despre ceea ce ne doare pe toți, pe toți cei care iubim sportul din Brașov, pe toți cei care iubim fotbalul. Vorbim despre FC Brașov, despre un nou proiect, un proiect al Ligii Suporterilor Stegari, un proiect care mie îmi place foarte mult, un proiect care vrea ca această echipă să continue și să existe în continuare. Eu am alături de mine pe Horatiu Culcear, președintele Ligii Suporterilor Stegari, și pe Horia Popa. Poate pot să spun că ești primul jucător al noii echipe a Brașovului. Exact. Bună seara, domnilor, și bine ați venit la noi. Și mersi de invitație. Horatiu, un proiect de suflet pentru tine și pentru toți suporterii Steagului. Absolut, până la urmă. Un proiect care a plecat la drum mai devreme, de când s-au aflat deja problemele care există la FC Brașov. Ați început din timp. Explică-ne cum funcționează acest proiect. Da, e vorba de un proiect în care toți suporterii vor fi implicați activ, da? Atât financiar cât și decizional. Pot să spun că săptămânile următoare vom alege și președintele acestui club. Da? Este o campanie a Ligii Suporterilor Stegari, dar noi am înființat asociația sportivă. Acolo, clar, pe cel puțin de partea sportivă, vor trebui să se ocupe oameni care au experiență în fotbal. Noi suntem suporteri, la urmă, îți dai seama că nu... Da. Și este un lucru foarte bun. Un proiect pornit pe tipul acesta de socios, exact, în care fiecare suporter are un cuvânt de spus, în care fiecare are, așa cum ai spus, se poate implica chiar activ. Activ. Noi suporterii suntem implicați voluntar. Da, avem joburi, facem tot în afara programului, da? Ne dorim să pornim la punct pe o societate, să pornim la drum pe o societate curată. Tocmai de aia am făcut toate eforturile astea să formăm o societate nouă, să găsim oameni pe care noi considerăm că sunt ok pentru începutul proiectului. Și, nu știu, așteptăm în continuare să se înscrie cât mai mulți în campanie. Da, cu siguranță. E totul public. Deci, cu siguranță o societate pornită, așa cum ați pornit-o voi, pe baze absolut corecte, transparente, în care fiecare vede unde se duc banii și ce se face cu acești bani. Atunci, cred că este o construcție sănătoasă care, din punctul meu de vedere, are un viitor. Asta ne-a durut cel mai tare pe noi ca suporteri în ultima perioadă, că voiam să ajutăm, dar nu știam cu ce. Noi suntem aceiași care dădeam zăpadă înainte de meci, atunci ca să poată să înceapă. Tot noi suntem aia care am scos apa din stadion anul trecut, când era până la brâu, am vopsit stadionul, am făcut totul voluntar. Ne dorim în continuare să facem și vom face tot ce ne stă în putință pentru Steagul, pentru ca Steagul să revină acolo unde e locul. Absolut. Din câte știu, s-a format această societate, se știe deja și numele echipei, va fi Fotbal Club Steagul Roșu Brașov. SR. FCSR, da. Brașov. Exact. FCSR Brașov, actele sunt gata, exact. Ați avut discuții și la AJF, încă nu se știe unde veți juca, Liga a 5-a sau Liga a 4-a. Da. Dosarul mare e pregătit pentru a fi depus la AJF. Clar că așteptăm ca și domnii de acolo să țină cont de faptul că e un proiect puternic susținut de suporteri și un proiect care va face Liga a 4-a mult mai interesantă în cazul în care se vor gândi să ne accepte acolo, dar nu ne dorim favoruri din partea lor neapărat. Deci dacă dumnealor o să consideră că nu întrunim condițiile să jucăm la Liga a 4, atunci respectăm competiția, mergem acolo unde ne trimit ei. Cu siguranță. Horia, tu când te-ai alăturat proiectului acesta? Din primul moment în care mi-a spus Horatiu despre acest proiect, se întâmpla chiar înainte să termine sezonul, dacă nu mă înșel, ne-am întâlnit la stadion și mi-a zis că a pus bazele proiectului. De atunci am zis că eu o să fiu alături de ei 100%, mi-a plăcut foarte mult ceea ce au vrut ei să facă și ceea ce fac în continuare și le-am zis de la bun început că o să mă alături pe plan sportiv 100%. Adică
m-am hotărât să rămân în Brașov să continui studiile și atunci este clar că prima opțiune va rămâne FC Brașov. Indiferent de liga în care vor juca, voi fi acolo. Îți va fi greu să te obișnuiești, FCSR, nu mai e FC Brașov acum. Bine, clar, FCSR. Tot FC Brașov este, tot steagul roșu este până la urmă. Însă, tu vei activa ca jucător la această echipă, nu? Mai mult ca sigur, da, cu siguranță. Sunt și alte proiecte paralele, ca să le numesc așa. Sunt alte echipe care se numesc Steagul Roșu, sunt altele care vor să se înființeze și să se numească FC Brașov sau Steagul Roșu sau Galbenegri sau nu mai știu cum. Mm-hmm. Până la urmă, în mod normal, această echipă este a Brașovului, este a brașovenilor și a suporterilor brașoveni. Deci, cred că voi sunteți cei care, da, care ar trebui să... Noi nu vedem neapărat o competiție între noi. Comunitatea de suporteri pe care o reprezentăm acum, da, ne-a spus că ne-a spus că va susține echipa asta care va fi construită de brașoveni pentru brașoveni. Da, le urăm succes și celor care vor să mai pornească la drumul ăsta, da, exact, dar nu știu, noi am făcut totul public, consider că dacă cineva iubea Steagul putea să se înscrie în proiect și să, bineînțeles, să vină cu soluții și să candideze la președinție, să fie, na, să conducă acest nou club care se va înființa. N-am ascuns nimic de nimeni până acum, totul a fost transparent. Se știe deocamdată, se știu antrenori, jucători, cu siguranță ați avut discuții. Știu că este timpul a fost foarte scurt, de-abia ați înființat societatea, n-ați avut timp să semnați contracte probabil, dar cu siguranță ați avut discuții. Poți să ne spui, v-ați gândit la cineva anume, aveți un antrenor, aveți un staff pe plan sportiv, pentru că cu siguranță de imagine, așa cum i-ai spus, vă veți ocupa destul de mulți. Da. S-a discutat cu mulți jucători, deocamdată a rămas doar să ne reauzim după ce se clarifică situația actelor. În materie de staff vom merge cu domnul Andrei Șanta, care este un câștig foarte mare pentru echipă și pentru suporteri. Și un stegar adevărat, un stegar care a avut, să zic, da, oferte nenumărate să plece de la FC Brașov și a rămas mereu alături de Steagul. Alături de FC Brașov, da. Care mi-a confirmat că 100% va fi alături de proiect și că ne putem baza pe dânsul cu orice. În materie de staff suntem liniștiți în momentul ăsta și cu siguranță ne vom ajuta de dânsul ca să căutăm și jucători potriviți pentru nivelul la care vom activa. Încă nu știm Liga a 5-a sau a 4-a, dar sunt sigur că există jucători care își doresc să joace pentru această echipă a suporterilor, pentru că până la urmă la fiecare meci mi-a zis Horațiu și mi-a promis că o să avem susținerea un număr foarte mare de suporteri. Ceea ce este un lucru foarte plăcut ca și jucător. Asta vreau să spun. Tu ai fost fotbalist. Cum e să joci cu stadionul plin și cum e să joci cu un stadion gol? Adică cred că ar trebui și copiii și juniorii talentați să vină spre voi. Da, într-adevăr, n-am avut, ca să zic, norocul să joc nici la stadioane de peste 10-20.000 de spectatori, dar cât am activat în Brașov, mai ales, am jucat și cu destul de mulți suporteri în tribune, dar, din păcate, am jucat și cu stadioane goale, cel puțin în ultimul an la Brașov, unde niciodată erau doar ei și mai eram noi ziariști, ne număram la un moment dat, ne număram pe degetele de la două mâini, în afară de suporteri, de voi, de galerie. Galeria a fost mereu alături, dar s-au împuținat suporterii de la care veneau mai de mult sau pe vremuri la FC Brașov. Și atunci e dureros când joci pe un stadion mai mult de jumate gol. Și se simte diferența când te susține un grup mare de suporteri care sunt alături de tine și te susțin indiferent de rezultat, cum au dat dovadă și cum au făcut-o cei din galerie în ultimii 2 ani la FC Brașov. Pentru că mi-amintesc că au fost meciuri în care noi n-am putut să ne mobilizăm de ajuns de mult încât să câștigăm și totuși după meci strigau că sunt mândri de noi și că sunt alături de noi până la sfârșit. Indiferent că nu ne-am îndeplinit obiectivul sau că a fost un meci mai nereușit. Și la fel cum și la
cel puțin în ultimul an, cred că și un premiu fair play ar trebui să primească băieții ăștia, pentru că, nu, serios, dacă în trecut au mai fost și anumite incidente, dar în ultimul an cred că ați fost fair play din primul minut al campionatului până în ultimul. A fost un exemplu pentru toată lumea, ne-au susținut, cum mă repet, dar trebuie să o fac, ne-au susținut indiferent de situația și indiferent de locul pe care îl ocupam în clasament, chiar dacă porneam cu dreptul și pe parcurs nu reușeam să ne ducem obiectivul la bun sfârșit, tot ne susțineau și nu numai pe teren, cât și pe rețele de socializare sau chiar și pe stradă când ne întâlneau, tot timpul ne susțineau. Deci nu s-a pus problema în ultimii ani să nu avem susținere din partea suportilor. Iar asta este cel mai frumos lucru când ești jucător profesionist de fotbal. Orațiu, un proiect care seamănă foarte mult cu cel care s-a întâmplat la Ploiești, cu Petrolul, cu cel de la Cluj, cu Universitatea, Timișoara, cu Timișoara, Constanța, Galați. Un proiect în care, iată, echipele de tradiție revin în fotbal susținute de suporteri. Da, da. Se pare că, vă dați seama că pentru noi nu e chiar așa plăcut că, vorbesc aici de clubul nostru, a ajuns situația asta. Clar, nu ne-am fi dorit să retrogradăm nici măcar din divizia, din Liga 1 măcar. Dar acum, văzându-ne în situația asta, clar, ne-am simțit obligați să luăm atitudine și să găsim o soluție prin care să readucem steagul acolo unde e locul. Liga a patra înseamnă ceva în plus, înseamnă o echipă de juniori. Exact. Obligatoriu. Aveți soluții pentru cazul în care veți fi primiți în Liga a patra? Am vorbit și despre acest aspect, da. V-am spus, de discutat am discutat cu mulți oameni, dar ceva concret nu putem să vă spunem acum. Clar, când o să fie totul semnat, când o să fim pregătiți, o să ieșim și o să anunțăm public. Mai venim încă o dată aici și vă spunem. Fără niciun fel de probleme. Nu ne ascundem cu nimic de nimeni, dar acum trebuie să ne înțelegi că unele lucruri nu putem să le spunem până nu sunt oficiale. Da, normal. Da, până nu-i semnat, e mai bine să le ții pentru tine. Cu siguranță v-ați făcut anumite estimări. Că jucați în Liga a 5-a, că jucați în Liga a 4-a, cu siguranță aveți un buget pe care deja știți că vă veți putea baza. Cum stați la capitolul ăsta? Pentru că e un capitol extrem de important în viața unui club. Noi, suporterii, încercăm să asigurăm acest buget din cotizațiile pe care membrii le vor direcționa către club. Da? Sunt oameni din străinătate care sună, vorbim zilnic la telefon și ne spun că sunt alături de noi, se bucură că am pornit pe drumul ăsta, vor veni o parte din ei în țară să ne întâlnim, avem întâlniri, și în ultima săptămână, cred că zilnic ne-am întâlnit. Să găsim soluții, să începem cât mai repede treaba. Nu știu, eu zic că suntem pregătiți. Ne-am interesat cam ce bani v-ar trebui de ce pentru... bani am avea nevoie pentru Liga 4, de ce bani am avea nevoie pentru Liga 5. Eu cred că la nivelul ăsta nu ar trebui să fie probleme. Vorbim de, poate la Liga 3, dar într-adevăr o să avem nevoie de o susținere mai mare din partea mediului privat sau din partea autorităților. Apropo, oamenii de afaceri au venit lângă voi? Sunt oameni de afaceri care vin lângă voi, care și-au manifestat dorința de a veni lângă voi, sau este încă timpul, a fost timpul prea scurt? Cu siguranță vor veni, mai ales că este un proiect transparent, ceea ce încurajează pe toată lumea să vină lângă echipă. Până acum, din câte mi-am dat eu seama, oamenii de afaceri din Brașov sau, mă rog, firmele private sau cum vreți să-i spuneți, s-au ferit un pic de domeniul ăsta al fotbalului din cauza nesiguranței de care s-a dat dovadă în ultimii ani, nu numai în Brașov, dar și în Brașov. Și atunci cred că s-au ferit un pic de fotbal. Dar acum, după ce putem să prezentăm proiectul de la început până la sfârșit și să le spunem exact ce se urmărește și că este vorba de o transparență totală, eu sunt sigur că vor veni alături. Mai ales că acum nu vorbim de sume extraordinar de mari pentru a susține o echipă. Și da, sunt sigur că dacă lucrurile vor merge bine, pe un plan ascendent, atunci toată lumea care își dorește și care îi place fotbalul va veni lângă noi.
cu siguranță, pe lângă departamentul ăla foarte tare de imagine, cred că ar trebui și un departament de vânzări și de marketing care să bată din ușă în ușă, pentru că... Tot de imagine ține și asta. Da, tot de imagine ține și asta, dar cu siguranță veți găsi uși care se vor deschide în fața acestui proiect. Noi sperăm. Noi sperăm, îți dai seama, vrem să-i atragem pe toți lângă noi. O să le demonstrăm, dacă momentan nu au încredere, o să le demonstrăm, poate pe parcursul primului sezon, că suntem oameni serioși, că tot ce vom cheltui, toate cheltuielile vor fi publice, na, și probabil din al doilea an, dacă nu de la început, se vor alătura mulți parteneri. Deja sunt câteva deja sunt, companii, da, care și-au manifestat dorința de a se alătura proiectului. Mai rămâne o problemă, problema stadionului până la urmă. Cu siguranță toți stegarii, toți suporterii își doresc să jucați pe Tineretului. Ați avut discuții cu primăria? Acolo oricum e destul de... de controversată treaba, pentru că gazonul aparține cuiva, tribunele sunt deocamdată la sub sechestru, având în vedere că FC Brașov este în insolvență și ați discutat la primărie, ați discutat cu cei de la FC Brașov, aveți vreun răspuns? Veți putea juca pe Tineretului? Momentan au fost doar discuții, noi clar, pentru noi prima opțiune ar fi Tineretului, dar repet, nu cred că depinde numai de noi asta. Noi ne-am dorit. Absolut. Clar, asta e. Asta vrem, dar nu știu în ce măsură ne pot ajuta cei de la doar cei de la primărie. Mai avem nevoie și de alte, da, de alte aprobări, ca de să jucăm acolo. Și variante de rezervă? Sunt câteva variante de rezervă, dar, repet, prima opțiune pentru noi este de un Tineretului și vom face tot posibilul să începem activitatea acolo. Acum, nu știu mai. Da. Horia, când preconizați că începeți pregătirea? În momentul în care vom primi acordul de la Horațiu și de la membrii asociației, că toate lucrurile sunt în ordine, se va lua legătura cu antrenorul de care v-am spus și ușor, ușor vom începe pregătirile, vom încerca să aducem cât mai mulți jucători la Brașov, foști, sperăm să vină cât mai mulți foști juniori de la FC Brașov, foști colegi de-ai mei, pe care urmează să-i contactez, și eu și Horațiu sau cine mai poate să ne ajute în situația asta. Exact, da. Deci cât mai repede sper. Când avem totul, ok-ul dat, atunci cu siguranță vom porni și pregătirea. Tu și anul trecut ai activat la nivelul ligii a 5-a, la o echipă din Brașov? Nu. Și... nu? Sunt informații greșite, nu. N-am fost legitimat deloc anul trecut. Da. Nu, în sezonul, în returul anului trecut n-am fost legitimat deloc, în tur am jucat pentru FC Brașov, dar în retur n-am activat la nicio echipă. Am înțeles. Primăria poate veni lângă voi? Consiliul Județean, autoritățile ar putea veni lângă voi? Noi ne-am dorit, clar, adică să vină lângă noi, bineînțeles. Ați încercat să discutați cu ei? A apărut și legea asta nouă care a dat așa un boom, oarecum, echipelor mici, echipelor de comună, care toate vor încerca să acceseze bani de la primărie pe noua lege a sportului, care permite ca autoritățile locale să direcționeze până la 5% din bugetul propriu către sport. Cu siguranță vor fi mulți care vor încerca să acceseze acești bani. Voi v-ați gândit să mergeți la primărie, la Consiliul Județean, să încercați să-i atrageți de partea voastră? Când a avut loc o discuție, dar da, ne dorim să vorbim. Ne dorim să vorbim și la Consiliul Local și la Consiliul Județean, să vedem ce soluții putem găsi, pentru că la urmă urmei este un proiect pentru toți brașovenii, da, de masă. Absolut. Cred că ar trebui să fie interesant și pentru dumnealor. Și nu văd de ce nu ne-ar ajuta măcar cu minimul necesar. Nu avem pretenții foarte mari, mai ales că vorbim de Liga 4 sau Liga 5, nu cred că sunt... Da, cu siguranță aveți ca obiectiv promovarea. Nu cred că poate exista alt obiectiv pentru voi, cel puțin în Liga 5-a sau în Liga 4-a.
Fotbalul la nivelul ăsta nu este într-adevăr atât de ridicat, însă cred că trebuie să vă gândiți și să aveți o strategie și pentru viitor, pentru Liga a treia, pentru ce veți face după ce veți reuși să promovați. V-ați gândit? Ați gândit o strategie pe termen lung? Vă gândiți la pași până când v-ați pus un timp în care să ajungeți în Liga a treia, în Liga a doua, în Liga a întâi? Există proiectul structurat în așa fel încât faceți pași și pe rând? Un plan ne-am făcut, clar, dar trebuie să fie toată lumea conștientă că de la un anumit nivel nu o să mai putem să mai susținem numai noi suporterii. Vrem să dăm un exemplu de atașament față de club. O să facem eforturi, tot ce ne stă în putință, să pornim la drum, să asigurăm tot ce are nevoie echipa și clar, ne propunem să avansăm cât de repede. Dar v-am spus, nu o să depinde numai de noi asta. La un moment dat, clar, vom avea nevoie și de sprijin pentru a readuce echipa acolo unde trebuie. Cu siguranță mai sunt fani ai fotbalului brașovean, cu siguranță mai sunt fani stegari care ar vrea să vină alături de acest proiect. Cum pot ajunge la voi? Cum pot cotiza? Cum se pot înscrie în această asociație ca să vă ajute? Da, noi am lansat o platformă la sfârșitul campionatului, steagunumoare.ro. Acolo orice iubitor al fotbalului brașovean este binevenit și chiar îi rog pe această cale să se înscrie acolo pe site. Noi o să încercăm să-i contactăm cât de repede putem pentru a le explica cât mai în detaliu proiectul. Odată ce s-au înscris acolo, vor fi informați despre ședințele pe care le avem săptămânal și sunt bineveniți acolo. Cam, da. Alegeri pentru președinția noului club când vor avea loc? Cred că peste 2 săptămâni, cam așa. Mâine avem ședință și o să vorbim mai mult despre problema asta, să vedem exact ce variante sunt până acum. Și da, după ce vedem variantele, supunem votului democratic, vedem exact cine va fi președintele noului club. Foarte frumos. Am avut în ultima perioadă am avut mai mulți stegari prin studio, a fost Florin Stângă, a fost Marian Ivan, toată lumea a salutat inițiativa voastră și ne mulțumesc pe această cale. Și cu toți cei cu care am vorbit au fost de partea voastră și de partea acestui proiect. Asta este un semn bun. În trecut, și nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar în trecut gloriile stegare, oamenii care și-au rupt picioarele, cum se spune pe teren, pe tineretului, au fost dați la o parte, au fost marginalizați. Voi îi veți aduce de partea voastră, pentru că voi oricum le scandați numele la fiecare meci, adică nu... Pentru oameni ca ei am pornit proiectul, clar, de la cei pe care îi vedeam când eram mic și mergeam la meciuri până la cei care sunt mai mici decât Horia și pe care i-am văzut și pe ei jucând pe tineretului. Clar, e un proiect, v-am spus, pentru toți suporterii stegari. Și chiar, mă repet, îi așteptăm pe toți alături de noi. E foarte simplu, ne înscriem pe o platformă, venim toți cu idei și încercăm să facem un steag așa cum ne dorim noi, așa cum ne-am dorit întotdeauna. Da, succes mare, pentru că este nevoie de fotbal în Brașov. Iată, sunt 83 de ani de când există această echipă și e păcat să dispară. Dacă reușiți să continuați, atunci lucrurile ar fi extraordinare. Mai există problema palmaresului și a culorilor. Cu siguranță în septembrie nu cred că există altă decizie la tribunal decât falimentul la FC Brașov, pentru că nu văd cum s-ar putea scăpa de datoriile alea astronomice. Și atunci cei de la ANAF vor scoate la licitație palmaresul și culorile. Aveți un proiect licitați pentru ele? Din ce am văzut
în cazurile echipelor care s-au mai aflat în situația noastră, tot procesul ăsta a durat un an și ceva, aproape 2 ani. Mă gândesc că și la noi tot cam atât va dura din momentul în care se va declara falimentul. Nu știu dacă va fi acum sau va fi mai târziu sau nu va fi, sau nu știu, cam, nu mă pricep în domeniul ăsta, da. Dar clar ne dorim să, ca această echipă să fie continuatoarea lui FC Brașov. Și vom strânge bani, suntem dispuși să facem orice sacrificiu e necesar pentru a readuce palmaresul și culorile echipei. Cu siguranță vei juca în galben-negru, nu? Categoric. Categoric. Vă doresc mult succes în nou proiect. O să încerc să fiu cât pot de aproape de acest proiect și de această nouă echipă de fotbal și să dea Domnul să vină cât mai multă lume lângă voi, cât mai mulți stegari, pentru că e nevoie de steagul în Brașov și așa cum ne-a plăcut tuturor să cântăm în acest sezon, steagul nu moare. Exact. N-are cum să moară. Mulțumesc mult de tot. Noi mulțumim. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediție din această săptămână de iSports. Între Zvan Țirea, până săptămâna viitoare, toate cele bune.